Rafael Bobeica a urcat pentru prima dată în scenă la vârsta de 7 ani. La 11 ani a reprezentat Moldova la Eurovizionul Copiilor, iar în prezent își face studiile la o instituție de profil muzical din Marea Britanie. În acest an a lansat noul său proiect muzical intitulat Rafa, prezentând publicului 3 piese toate în limba rusă. I-am făcut o vizită ca să aflăm detalii despre cum lucrează tânărul interpret, cum reușește să producă muzică fiind încă student. Știam că lucrează la piesele noi pe care le adună pentru albumul său, 3 fiind deja gata, cea mai recentă, Tvoi glaza. Foarte ușor te-am găsit. Deși nu știam unde este exact studioul tău, dar am intrat și după sunetul după de aici. Exact. După ambianță. Bine, lucrăm, muncim. Ești întoiul adunării unui album, din câte știu? Da, sunt întoiul unei inspirații muzicale, așa că profit la maxim de această perioadă. Și... Productivă, exact. Carantina cumva a adus aportul acestei stări și am decis să o folosesc la maxim. Fiind în țară, deși ar fi trebuit să se afle în Londra, la studii, tânărul interpret a reușit să lanseze un clip video la una din piesele sale. Piesă Detka, pe care am scris-o în momentul când m-am așezat la pian, cel mai des așa scriu, primul cuvânt pe care mi-a venit a fost Detka și cumva eram frapat pentru că niciodată n-am mai scris în rusă până la acel moment și am spus hai să încercăm, pentru că era și pentru mine ceva nou, ceva interesant. Și tu ești student. Ce facultate faci? Fac producție muzicală, music business, și ador acest segment al artei și doresc să-l cunosc cât mai bine posibil. Am fost într-o vizită la Londra, și m-a impresionat foarte mult acel oraș și cumva am decis să încerc să-mi fac studiile acolo pentru că mi-a plăcut. Am făcut un research, am găsit instituția, am aplicat și am fost acceptat. Bine, era culmea să nu fie acceptat, tu având în palmaresul tău atâtea premii, atâtea participări, atâtea... Chiar am avut emoții, adică necătând la faptul, cu tot portofoliul pe care l-am avut, chiar mă gândeam, sunt șanse să nu fiu acceptat, dar a fost să fie. Tu ai o poveste foarte interesantă, te-ai născut în Portugalia, ai revenit în Moldova, după care acum ești în Marea Britanie, scrii în rus acum mai nou aceste piese, țintești foarte sus, îmi place cum ai ales să te manifesti. Țintesc spre sufletele oamenilor, asta este scopul meu cel mai mare, nimic altceva. Atâta timp cât voi putea ajunge în inimile publicului de acasă, voi fi bucuros și fericit să fac asta în continuare. Până acum am văzut Detka, da, Krasnaya Luna, Tvoi glaza. Este cumva gândit acest proiect anume pentru a te promova în această zonă, da, în Rusia mai mult? Că sunt piesele anume în limba rusă? Piesele sunt în limba rusă pentru că
Inițial, proiectul a fost conceput ca un proiect local, adică pentru publicul de la noi, luând din faptul că majoritatea audienței noastre sunt și vorbitori de limba rusă, am decis cumva să targetăm acest proiect anume pentru această categorie. Însă, după lansarea acestui proiect, cumva am reușit să ajungem și pe piața rusă. Evident, suntem abia doar la început, dar cumva deja este ca un nou scop pentru noi să ajungem și acolo. Rafael este autorul melodiilor sale, versurile redând stările trăite de interpret. Cumva sunt din propriile trăiri și ăsta și-a fost scopul de la începutul conceperii acestei idei, ca tot ce va fi lansat, tot ce este lansat, cumva să fie din pure experiențe personale și ceva ce într-adevăr am simțit, pentru ca publicul să se regăsească și să simtă la fel ceea ce am vrut să transmit. Deci e vorba de o domnișoară care este și muza ta, cumva, pentru că tot am urmărit șirul poveștii, da? Dacă poți să ne spui mai multe detalii. Foarte corect menționat. Cumva subiectul și tematica care va fi abordată în albumul de debut care urmează a fi lansat, toate piesele vor fi despre o eroină și cumva este o continuitate între piese și cumva fiecare este legat una de alta. În 2013, Rafael a reprezentat Moldova la concursul internațional Eurovision Junior, pe când avea numai 11 ani, interpretând piesa Cum să fii. Căutând un loc mai bun, spune-mi cum să fiu, spune-ne cum să fim, amen, să ne reunim. Aș vrea, dacă reușim, printre ruin să fim, vocile de îngeri se aud mai des, șoaptele tăcerii din adâncuri ies, ăsta-i locul tău și-al meu, azi aici acum. Dream.
mă uitam la secvență și știi, cumva îmi imaginez cum tu te vezi când te uiți la această înregistrare. Sincer, mă uit ca la o altă persoană, dar e interesant pentru că e fain atunci când poți să te vezi dintr-o altă perspectivă. Și uneori chiar, sincer, mă uit și spun, păi, bravo, adică cu foarte mult respect și admirație mă uit la acel tânăr copil, fiind eu, pentru că la o vârstă atât de fragedă, cumva reușeam să mă remarchez prin felul meu de a fi și prin ceea ce făceam atunci. L'aria fresca, parigiana festa, che bella cosa una giornata e sole. Îmi place să cânt opere și visez să ajung celebru ca Luciano Pavarotti. Am adunat acasă o mulțime de trofee. Sunt deținătorul locului întâi la concursurile internaționale de muzică Nova Latinitas Chișinău, Cerbul de Aur din România în 2009, Ceata lui Pițigoi de la Galați, Hrustalnaia Magnolia, Ploaia de Stele și Serebrină Izore, desfășurate în Rusia și toate în 2010. În anul următor am obținut premiul întâi la Sinia Ptița, Gelenjic, Rusia. Am și câteva trofee cu marele premiu, Concursul Național de Muzică Ringstar 2009, Nova Latinitas 2011 din Republica Moldova și sunt câștigătorul premiului mare în Antalya, Turcia, la Concursul Internațional de Muzică Golos Planetă. Cât de des îți amintești sau intri cumva în amintirile sau o cameră cu amintiri poate ai specială în care te revezi evoluând, uite, diferit, da? Ai început cu un stil de muzică și acum te vedem că ai ales să promovezi și să, nu știu, să produci exact ceea ce faci acum. Tot parcursul ăsta al meu de mic, pentru că fac muzică de când mă știu, cred că a fost benefic și util, pentru că, după părerea mea, fără el, nu cred că era posibil prezența mea în acest moment și stilul pe care îl abordez. Uneori chiar mă poartă amintirile în trecut și cu drag îmi amintesc de acele clipe frumoase, pentru că într-adevăr sunt nemaipomenite și ori de câte ori cineva menționează de acele momente, mi-aduc aminte cu drag. Cu câțiva ani în urmă spuneai că îți dorești să devii un Pavarotti. Da, asta era scopul meu. Iată încă un moment în care realizăm cât de tare se schimbă oamenii și cât de mult se schimbă visele, da? Sau visele, da, și dorințele. Era un vis, am mers spre el și cred că asta este cel mai important când ne stabilim anumite scopuri și tindem să ajungem spre ele. Mama ta ce zice? Pentru că până la urmă cumva ea a fost tot timpul alături de tine și te-a ghidat cumva în această carieră pe care, uite cum spui, ai pornit-o de la o vârstă destul de fragedă. Cum ți-a acceptat, să zic, alegerea, decizia de a schimba genul de muzică? În fine, eu cred că pe la vârsta de 13-14 ani, atunci când mi s-a început schimbarea de voce, în acel moment cumva a fost ultimul moment când încă mai făceam muzică clasică și a fost clar și evident că nu voi mai putea face asta în continuare. Și cu foarte multă încurajare din partea mamei am mers mai departe și mereu m-a susținut în orice idee și ambiție pe care am avut-o. Și pentru asta îi mulțumesc.
Сколько не был не прав, сколько время потерялся, ошибки лишь урок, но я сделал все, что смог. Детка, ты просто прощай, ничего не обещай, yeah. Обида застала, но времени мало. Хотел убежать и начать все сначала. Любовь тут застала и громко кричала. Не бойся, дурак, и с тобой эту правду. Между нами глубина, я не тот, и ты не та. Я смотрю в твои глаза, может, это навсегда. Я теряюсь в облака, там бокал и тишина. И я вижу сам себя, как тону в твоих глазах. В твоих глазах. Câte piese îți dorești să fie? Nu, cum am mai spus, nu am decis exact, uite că trebuie să fie exact un număr anumit. Câte voi strânge până atunci, atâtea vor fi. În fine, oricum vor fi, cred că mai mult decât 7, undeva în jur de 10 piese. Înseamnă că acum ești concentrat anume pe acest lucru, să aduni piesele pentru noul tău album. Vreau să-ți doresc să ai inspirație, în primul rând, și probabil că o să ne revedem exact atunci când va avea loc lansarea albumului. Mersi mult! Mersi foarte mult!